două săptămâni, aveți pe site-a dumneavoastră un proiect legat de contarea unor plăți pe apă și canalizare, mă refer la proiecte făcute din fonduri naționale. Mai aveți și alte tipuri de proiecte de genul acesta? Bun, după cum bine știți, Comisia Europeană a ridicat un semn de întrebare legată de situația din statele membre care prezintă un grad scăzut de absorpție. Este vorba de un număr de 8 state membre, printre care se află și România. Sens în care, începând cu luna ianuarie acestui an, a fost creat un grup de lucru și un plan de acțiuni care vizează demersuri pe care statele membre le pot întreprinde, astfel încât să recupereze acest decalaj în procesul de absorpție a fondurilor europene. Una dintre aceste priorități reprezintă și proiectele acestea retrospective, care au fost derulate din alte surse de finanțare, vorbind de bugetul de stat sau împrumuturi contractate de către beneficiari și care acum le putem trece pe partea de fonduri europene spre a le deconta de la Comisie. Nu este un proces simplu, fiindcă ele presupun, acest demers presupune verificarea, în primul rând, a tuturor procedurilor de achiziție publică pentru a se încadra în tipurile de cheltuieli eligibile pe care Comisia le poate deconta. Suntem în proces de verificare a acestor investiții. Am identificat atât pentru sectorul de mediu, cât și pentru sectorul de transporturi. Avem la ora actuală un portofoliu de proiecte de aproximativ 1 miliard de euro, 800 de milioane de euro pe partea de transporturi, 300 de milioane aproximativ pe partea de mediu. Aceste tipuri de proiecte de investiții au fost trimise la Comisia Europeană, am avut termen până pe 17 aprilie, au fost trimise, au existat discuții tehnice preliminare la sfârșitul acestei luni. În 29-30 aprilie, reprezentanții MF au fost la Comisia Europeană. Suntem într-un stadiu foarte avansat cu analiza tehnică și procedurală a acestor tipuri de investiții. România are experiență în acest demers. Anul trecut, prin postul de transport sau de contact, un număr de aproximativ 9 proiecte, care au fost finanțate de la bugetul de stat BEI, BERTA, alte surse de finanțare. Postul de mediu a decontat și el lucrări similare. Deci avem premisele pentru a duce acest demers. Imaginați acum poate pe transport și mediu. Iar sumele pe care le-ați verificat sunt poate decontate sau valoarea proiectelor din care se va deconta ca și la apă uzată 25%? Nu, vorbim de sume care vor fi decontate integral, dar, cum am spus, putem să avem o imagine care a acestor sume pe care le vom deconta doar după ce finalizăm procedurile de verificare a achizițiilor publice și de verificare a aspectelor tehnice. Să zic că tipul acesta de proiecte, practic, cu tipul acesta de proiecte, vă gândiți și la faptul că prețul normal s-a ajuns la 86% absorpția fondurilor europene la finalul anului, pe fostul cadru financiar, pe actualul, cât mai se termină. Anul ăsta terminăm. Așa, legat de asta, credeți că o să atingeți 80%? Dumneavoastră, când v-am văzut printr-o ultimă conferință de presă, a spus că sperați să atingeți. Domnul Teodorovici spunea înainte că vrea să depășească 80%. Bun, nebunia aceasta cifră l-a transformat absorpția fondurilor pe într-o dispută politică și mai puțin, din păcate, și mai mult într-un consens național, fiind vorba de un interes național în a aduce acești bani europeni la buget. Nu a fost un optimism moderat, acel 60-80%, dar este foarte important să definim la ce ne referim când spunem procent de absorție. După cum bine știți, sunt diferite tipuri de raportare și fiecare prezintă acel instrument care îi se pare mai convenabil. Pentru mine, când vorbesc de stadiu de absorție, mă refer la sume efectiv rambursate de către Comisia Europeană. Rambursate, pentru că pe site-ul dumneavoastră, în graficul respectiv, de ce iau absorpția corectă, ceea ce este la declarația de cheltuieli. Bun, o să aveți toate tipurile. Deci există practic trei tipuri de raportări. Sume pe care Comisia le-a returnat, rambursat României, sume care se află în prezent la Comisie și pe care urmează să le ramburseze România și sume pe care noi le-am plătit către beneficiari și urmează să le trimitem la Comisie. Firește, cel mai mare procent se regăsește la sumele pe care noi le-am plătit către beneficiari și cel mai mic procent, care este puțin sub 50%, le reprezintă sumele pe care Comisia efectiv le-a rambursat statului membru. Îmi doresc, de aceea eu când am dat acea declarație cu procent între 60 și 80%, eu m-am referit la sume efectiv rambursate de către Comisia Europeană. Având în vedere că 31 decembrie 2015 este data până la care beneficiarii pot efectua plăți, ele putând aceste facturi putând fi aduse la autoritățile de merge la organismul intermediare și inclusiv anul viitor, probabil că o imagine efectivă a absorpției, un procent efectiv al absorției, nu vom avea decât anul viitor. Fiindcă există posibilitatea ca, cum bine cunoaștem poporul român și metehnele lui, există posibilitatea ca
și cu siguranță așa se va întâmpla, vom avea un mare procent în absorție în a doua parte a anului și un efort foarte mare în ultima lună a anului, undeva în luna decembrie, de aceea în viitor putem avea. Pe post-DRU și post-CC, când trimiteți declarațiile de cheltuieli? Pentru că am zis de regulă le strângeți și la o anumită perioadă, nu știu, probabil la 2-3 luni, nu știu cum, de probabil depinde de cât de primiți, le trimiteți spre decontare la Comisia Europeană. Bun. Pe post-DRU, începând cu luna decembrie, nu s-au mai trimis plăți către Comisia Europeană. Avem un plan de măsuri agreat cu Comisia pe care trebuie să-l implementăm. Acest plan de măsuri urmează să fie verificat de autoritatea de audit, după care Comisia Europeană are posibilitatea de a veni sau să se bazeze pe raportul de a veni în control sau să se bazeze pe raportul autorității de audit. Din discuțiile pe care le-am avut cu DIC și cu siguranță vor veni să verifice aspectele pe care autoritatea de audit le va constata. Estimăm un termen realist, fiindcă fiecare instituție din cele pe care am prezentat au nevoie de un timp în a-și desfășura actul de control. Estimăm undeva în luna iunie spre sfârșit, poate chiar în prima parte a lunii iulie, să vină Comisia Europeană să verifice bunătățile pe care le-am produs noi în sistemul de management și control. Referitor la post-CC, avem trei axe întrerupte. Pe celelalte axe putem trimite declarațiile la Comisie. Pentru aceste trei acte, la fel, s-a întocmit planul de măsuri și săptămâna trecută s-a discutat cu reprezentanții Comisiei Europene, având în vedere că respectăm ca și calendar de timp aceiași pași, autoritatea de audit, reprezentanții Comisiei Europene, tot în a doua parte anului vom putea trimite și aceste declarații. Și mai avem și postul de mediu, care la fel are și el întrerupere pe anumite axe, pe același grafic. Deci, undeva în a doua parte anului estimăm că vom putea trimite declarații de cheltuieli. Asta nu înseamnă că nu ne preocupă activitatea beneficiarului și că le vom asigura sursele de finanțare prin împrumuturi, astfel încât investițiile lor să nu fie oprite în acest timp. Deci beneficiarii își vor primi banii pentru investițiile pe care le derulează. Se lucra în urmă cu ceva vreme, știu, nu știu, nu probabil câteva luni, sunt împreună cu STS-ul la un sistem informatic pentru beneficiarii proiectelor, pentru o depunere online a anumitor declarații, puteți da multe detalii? Este un demers pe care îi reprezintă unul dintre obiectivele mele în acest mandat. Practic, vorbim în principal de Programul Operațional Capital Uman și Programul Operațional Competitivitate, unde îmi doresc ca noile ghiduri pe care le vom lansa și depunerile de proiecte care se vor realiza undeva, vor avea loc undeva în a doua parte a lunii iunie, să se tot acest proces în ceea ce privește depunerea celor de finanțare, evaluarea, contractarea și implementarea proiectului, inclusiv circuitul financiar, să se deruleze electronic. Este un proces de simplificare, atât pentru noi cât și pentru beneficiari. Este unul dintre desideratele acestui mandat. Pe noul cadru financiar, ați început deja să atrageți, mă rog, după ce se publică, ce se vor publica, bineînțeles, ghidurile, credeți că o să atingem, nu știu, absorpție de 5%? Avem anul ăsta, mă refer. Bun. Avem pe programul Capital Uman, pe programul Operațional Capital Uman, avem o sumă de aproximativ 212 milioane de euro, pe care doar anul acesta le putem contracta. Nu înseamnă că trebuie să le fi cheltuim, deși ne dorim acest lucru, trebuie să le contractăm pentru a nu le pierde și cu siguranță în luna iunie, în a doua parte a lunii iunie, vom avea lansate ghidul astfel încât ca până la sfârșitul anului să contractăm această sumă de bani. La fel, pe Programul Operațional Competitivitate nu avem o sumă efectivă cuantificată pe care o pierdem, dar la fel, angajamentul este că cererile de finanțare vor putea fi depuse în a doua parte a acestui an. Avem Programul Operațional POIM, infrastructură mare, unde mai avem câteva condiționalități de îndeplinit pe sectorul de apă și pe sectorul de transporturi, astfel încât să avem aprobat acest proiect. Știu că Programul Operațional Regional mai are foarte puține elemente de clarificat și în perioada imediat următoare va fi aprobat. Programul Operațional pentru Sprijinul Persoanelor Defavorizate, vorbind de acel program care presupune acordarea și furnizarea de alimente, este în derulare și produce absorție în perioada aceasta, deci. Vreau să mă întreb și de partea de pe partea de legislație, ce pregătiți în perioada următoare? Pe legea celor ce am spus mai înainte cu proiectul respectiv cu STS-ul. Bun, pe partea de legislație avem săptămâna aceasta, o să venim cu un memorandum în guvern astfel încât să
creăm premisele astfel încât gradul de implementare pe POSDRU, vorbim de 2007-2013, să ne atingem dezideratul de undeva în jurul procentului de 80%, asta înseamnă că vom acorda posibilitatea de a se prelungi perioadele de implementare a proiectului, rămânând în calendarul asumat până la sfârșitul anului 31-12-2015, astfel încât au existat foarte multe motive care sunt imputabile și nouă ca structuri ale fondurilor europene, vorbesc de minister, autorități de mediu, organisme intermediare, sunt motive care țin și de beneficiari, fiind un număr foarte mare de beneficiari, și de atunci am găsit, în urma unei analize pertinente a fiecărui col de proiect, am găsit această soluție de a extinde perioada de implementare, ea rămâne până la sfârșitul acestui an, dar erau anumite proiecte în care, practic, se terminau undeva luna iunie și indicatorii nu erau îndepliniți. Acesta este un motiv pentru care vom veni cu acest act în ședința de guvern de miercuri. Alte măsuri, trebuie să vă zic foarte sincer, suntem într-un blocaj, în sensul în care Comisia Europeană vede foarte bine și observă că gradul de birocrație în activitatea ceea ce privește fondurile europene a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt. Chiar dinspre dânsii solicitărilor în ceea ce privește derularea multor programe operaționale din 2014-2020 sunt în sensul de a adopta niște proceduri de cost simplificate, astfel încât pentru anumite categorii de cheltuieli pe care le avem foarte bine definite, să nu mai fie necesară prezentarea tuturor acelor documente suport care face practica un decont pentru o conferință de presă să fie reprezentată 2-3 bibliorafturi. Deci este o solicitare din partea Comisiei de a simplifica aceste tipuri de cheltuieli care nu au un procent foarte mare în indicele de corupție, în fraudarea bugetului Uniunii Europene. Și atunci noi trebuie să găsim mecanismul acesta prin care putem simplifica acest pentru anumite tipuri de cheltuieli, repet, în partea română, ca să spun așa, avem problema din administrație, unde pe fondul luptei împotriva corupției, pe care o consider normală și de bun augur, chiar dacă bine personal ca la fondul european introduce un minus, fiindcă acele sume sunt dezangajate până la terminarea verificărilor, intervine teama funcționarului public de a-și asuma semnătura pe anumite documente financiare fără a vedea acel noian foarte mare de documente. Între cele două, între viziunea Comisiei și viziunea și realitatea administrației publică din România, avem de manageriat astfel încât să găsim mecanismul acesta de balansare, astfel încât să simplific viața beneficiarilor și să ofer siguranța celor din administrația publică că pot semna acele documente fără să vadă 3-5 bibliografturi în spatele lor. Este principala provocare pe care o văd pentru perioada viitoare de programare. Legat de banca de dezvoltare, se tot vorbește de o bancă de dezvoltare de la finalul anului trecut, cam de prin ultimul semestru. În ce stadiu se află proiectul? Vreau să se discută la nivelul guvernului. Știu că a fost un memorandum aprobat în luna martie la nivelul guvernului, prin care s-a decis transformarea Exim Bank-ului în această bancă de dezvoltare. Există un comitet interinstituțional coordonat de Ministerul Finanțelor Publice și un grup de lucru tehnic din care fac parte și reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene. Știu că sunt într-un stadiu avansat. Principala sunt două tipuri de provocări în acest demers. Unul reprezintă configurarea Exim-ului astfel încât să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate și de exigențe impuse de instituțiile financiare și, doi, reprezintă demersul potențialelor beneficiari și mă refer aici la ministerele de linie tehnice de a-și identifica acele nevoi de finanțare, astfel încât atunci când acest sistem este funcțional să poată apela la acest instrument de finanțare. În perioada imediat următoare o să mă întâlnesc cu domnul ministru Teodorovici pentru a discuta aplicat legat de acest lucru. Vă discutați cu domnul ministru Teodorovici, aveți o colaborare? Da, în fiecare săptămână suntem colegi de guvern, este o activitate pe care dânsul a desfășurat-o cu succes aici, interesul este comun și până am vorbit de un interes național în atragerea acestor fonduri. Da, totuși mă aveți o dată pentru banca de dezvoltare, că nu vedeam ca un draft al proiectului. Nu pot să vă ofer o dată, cum de exemplu ne-am asumat că la sfârșitul lunii iunie vom definitiva strategia privind achizițiile publice, nu, și rămâne termen asumat de către Ministerul Fondurilor, Ministerul Finanțelor Publice și Guvernul României. Nu vă pot oferi o dată clară referitoare la acest aspect, pentru că nu este în coordonarea directă a Ministerului Fondurilor Europene. Sunteți ministru de puțină vreme. Ce planuri aveți? Bun, dacă ne referim la perioada 2007-2013,
principalul task este închiderea cu succes a acestui exercițiu financiar, care este un proces foarte nervos și foarte greoi. În paralel cu acest demers, depunem eforturi susținute pentru a acredita sistemul și pentru a aproba programele operaționale care nu au fost aprobate de către Comisia Europeană în acest moment, astfel încât să creăm premisele unor absorbții de fonduri europene pentru perioada 2014-2020, fără a avea aceste întârzieri în procesul de derulare a investițiilor. Mai aveți ceva de adăugat? Ceva ce nu s-a menționat? Nu, mulțumesc. Mulțumesc și eu.